vorbească despre partea aceasta de schimbare în muzee, în regimurile post. Post ceva dificil. Post dificil. Mulțumesc foarte mult, Simina, și de fapt aș începe cu mulțumiri, în primul rând, Siminei, pentru a fi părintele spiritual alături acestui număr, iar cu ideea și am fost foarte gândat să ne invită să lucrăm împreună pe acest proiect. Mulțumesc Dan Damianei, care a patronat un foarte frumos proiect de cercetare pe tema colecțiilor cu probleme controversate, să spunem așa, în contexte post-socialiste și post-coloniale. Împreună am organizat o conferință în 2016 la București, în care am adus cercetători și profesioniști din ale muzeilor post-socialiste și de acolo a fost un fel de nucleu care a crescut această inițiativă de a avea acest număr, dar într-un hol de lucrări am adunat din întreaga lume propunerile care se pot cele mai atractive. Și nu în ultimul rând, deși Ana este acum în plină acțiune, doresc să-i mulțumesc Anei pentru și echipei Marco în general pentru un sprijin extraordinar. Este chiar o colaborare fără niciun stres, în care absolut totul, printre puține proiecte care chiar a depus așa cum așa și armonios. Nu precum multe procese de transformare și tranziție care vorbim în revista de față. Pentru că schimbarea la care ne referim, vine cu multe fețe. Și ne-am referit și la schimbări politice și sociopolitice. Fie că vorbim de revoluții. Revoluții, cum zic ele, imaginate. Avem, de exemplu, un studiu al muzeilor din Croația, Iugoslava, felul în care lupta antifascistă este prezentată ca o revoluție pentru instalarea puterii comuniste în Croația și cum modifică acest tipul de muzee existente acolo, muzeele revoluționare. Fie că este vorba de a lucra cu un trecut dificil dictatorial în mai multe contexte est-europene, sau a lucra cu un context de violență politică, cum ar fi cazul inclusiv legat de apartheid în Africa de Sud. Dar, de asemenea, conflictul ca idee mai largă. Ce facem, de exemplu, cu muzee precum Muzeul din Sarajevo, care trebuie să se adapteze unei transformări profunde, nu numai din post-socialism, dar și după un conflict foarte dificil pentru transformarea acelei țări. Dar, de lângă aceste transformări sociopolitice, vorbim de transformări de paradigme și de transformări de înțelegere a culturalului. Și le-am pus problema ce înseamnă un muzeu care trebuie să răspundă unor noi realități și unor noi cerințe culturale. Damiana vorbea mult despre cazul african, în care postcolonial devine o discuție foarte importantă și de multe provocări. Dar, pe de altă parte, mai vine și schimbarea din muzeografia însăși. În ce măsură punem în relație transformările politice, sociale, culturale cu cele din înțelegerea muzeelor? Ei, toate acestea au organizat gândirea noastră în mai multe țări. Precum acest muzeu, revista de față este organizată într-o cameră din față, în care punem problema schimbării și problema muzeelor tranziționale, așa cum Simina le-a denumit. Și vă invit, nu voi vorbi să conținut, decât a vă invita să parcurgeți revista și să vedeți pe departe ce înseamnă această camera tranzițională, ce înseamnă revoluția, ce înseamnă post-conflictul, pentru că apoi să mergem și să vedem alte voci, vocile cercetătorilor, dar și vocea regulatorilor, vocea dialogului între vizitatori din muzee. Și ne imaginăm această revistă pe cum trecerea printr-un muzeu și înțelegerea așa procesului de schimbare ca un fel de etnografie senzorială în momentul în care intrăm dintr-o sală în alta. Nu voi spune mai multe, vă invit să priviți fie online, fie fizic revista și vă invit acum pe Damiana să dezvolte partea de curatori și post-colonial în Africa, ceea ce ea mi-a